Doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Cândva o capitală și o locație preferată a regilor, mai ales a lui Carol I, acum a ajuns o ruină. Câmpul Lung Mușcel este municipiul la care fac referire. Și de ce spun asta că a ajuns o ruină? Doar o scurtă vizită prin municipiu și cu siguranță ajungeți la concluzia mea. Clădirile ridicate în perioada regalității stau să cadă, fiind uitate de către autoritățile locale. Să ne ferească Dumnezeu de o tragedie, că numai după un astfel de eveniment își dau seama și cei care ne conduc este nevoie de mai multă implicare. Cam așa arată balconul unei clădiri aflate în apropiere de centrul municipiului. Deși clădirea a fost reabilitată, balconul a fost sărit din schemă de cei care s-au ocupat de lucrări. S-a apelat totuși la o soluție românească pentru ca respectiva construcție să nu se derume. A fost legată cu sârme și cu un cablu electric. Mai grav este faptul că locuitorii municipiului s-au cam obișnuit cu starea de degradare a clădirilor din Câmpul Lung și nici nu conștientizează riscul la care se supun, fie doar și pentru o simplă plimbare. Treceți pe sub ăla? L-am observat. Da. Balconul cu pricina reprezintă un real pericol, iar cu toate acestea, autoritățile nu au luat nicio măsură în a preveni un eventual accident. Și acest balcon este doar una dintre multele construcții din Câmpul Lung care, din cauza degradării și a lipsei de implicare a autorităților, stau să se dărâme. Au rămas fără ajutoarele pe care le primeau de la stat. Vorbim despre 15 romi din comuna Bughea de Jos, care în loc să presteze muncă în folosul comunității pentru că primeau aceste ajutoare sociale, se plimbau în străinătate cu avionul ce aparține unei companii aeriene scumpe și mai mult își etalau banii care nu erau deloc puțini. Așa că edilul s-a supărat și i-a lăsat fără ajutoare. Mai multe persoane din comuna Bughea de Jos au rămas fără ajutoarele sociale după ce primarul din localitate a descoperit că aceștia se fotografiau într-un avion. Romii respectiv și-au făcut mai multe poze și au postat pe o rețea de socializare, dar nu s-au gândit nicio clipă că printre cei care îi urmăresc este și edilul comunei. În imagini se vede clar cum aceștia își acopereau copiii cu bani. Ei primeau ca ajutor social sume cuprinse între 250 de lei și 550 de lei. Astfel că edilul Ion Tănăsescu a luat această măsură supărat de faptul că ajutoarele sociale ajungeau la persoane care, de fapt, plecau probabil în vacanțe, pe care, teoretic, nu și le-ar fi putut permite din cuantumul lor. Grav accident rutier astăzi în județul Argeș, două autoturisme și un camion s-au lovit, iar în urma impactului, una dintre mașini a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au fost solicitați pentru a stinge incendiul, în timp ce medicii au acordat îngrijiri medicale unor persoane rănite. Accidentul a avut loc în comuna Cetățeni. Șoferul unui autoturism nu a observat că în fața lui se afla o mașină oprită și a intrat în coliziune cu aceasta. În urma impactului, mașina a fost ricoșată pe cealaltă bandă de mers, fiind lovită de un camion. Autoturismul a fost cuprins de flăcări. A avut pe cineva în față, a oprit și a lovit-o pe partea stângă. Și după aceea a ricoșat în față și a venit un tir și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și a luat foc atunci? Atunci a luat foc? Da. Cred că de la baterie n-a fost bateria, știu eu, strânsă bine la bornă și a făcut scurs și a luat foc. Știți cumva câte persoane au fost în mașină? Și dacă aveau una accidentată? Trei persoane. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul din Câmpul Lung cu o auto specială cu apă și spumă. Aceștia au reușit să stingă incendiul rapid. O singură persoană a avut nevoie de intervenția medicilor, aceasta fiind transferată la spital pentru investigații suplimentare. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Vizită la nivel înalt la Institutul de Cercetări Nucleare de la Mioveni. Directorul general al Agenției de Energie Nucleară a ținut ca în cadrul unei vizite de câteva zile pe care a efectuat-o în țara noastră să meargă și pe platforma de la Mioveni, în ideea de a găsi posibilități de cooperare în domeniul nuclear, mai ales că există numeroase oportunități în acest sens. Directorul Agenției de Energie Nucleară s-a aflat în România timp de 3 zile și a fost în vizită și la ICN Mioven pentru a vedea reactorul Triga și fabrica de combustibil nuclear. Această vizită a venit ca urmare a recentei decizii a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, prin care România a devenit de curând membru a Agenției de Energie Nucleară. Ministrul Șerban Valeca l-a însoțit alături de cei care lucrează în domeniul nuclear și de câțiva tineri angajați în institut, masteranți la Universitatea din Pitești, la specializarea materiale și tehnologii nucleare. Am avut o prezentare din partea Regiei Autonome de Tehnologii pentru Energetică Nucleară, respectiv a Institutului de Cercetări Nucleare, activităților și a preocupărilor, o prezentare din partea
domnului director general asupra activităților NEA. Am concluzionat asupra, în general, că avem foarte multe puncte comune de, în care putem coopera. Oaspetele a fost încântat de pregătirea acestor tineri care profesează în institut și a apreciat totodată activitatea cercetătorilor români, dar și preocuparea acestora pentru securitatea națională. I had the opportunity to speak with some of the students who are doing studies here, four very impressive young people. Concluzia discuțiilor a fost aceea că există numeroase planuri de cooperare între ICN și Agenția de Energie Nucleară, cu atât mai mult cu cât directorul acestei agenții, William Megud, a declarat că a fost impresionat de oportunitățile ce se regăsesc pe platforma de la Mioveni. With everything I've seen, I'm quite confident that the future for nuclear technology in Romania is quite bright and that Romania will be an excellent member of the NEA. Aderarea României la Agenția pentru Energie Nucleară este rezultatul mai multor ani de cooperare, prin participarea experților români la schimbul de expertiză și bune practici din cadrul comitetelor NEA pe tema utilizării sustenabile și responsabile a energiei nucleare. A fost sărbătoare mare, marți după amiaza, în Comuna Bogați. A fost organizat un eveniment de excepție cu ocazia Zilei Comune, unde mii de persoane au fost prezente. Maria Ciobanu, Ionuț și Doinița Dolănescu, dar și Sandra En, au urcat pe scenă și au încins atmosfera până în zori. Noi, eu m-am născut cu această sărbătoare, se numea Târgul de 29 august, unde toți cetățenii veneau acasă, se strângeau aici în centru, mâncau mici, beau bere, discutau de ce au făcut într-un an de zile. Mai apoi, a fost numit întâlnire cu fiii satului și din 2005 îmi aparține propunerea, Consiliul Local a aprobat ca ziua de 29 august să fie sărbătorită ca zi a localității noastre. Evenimentele dedicate sărbătorii au început la lăsarea serii. Localnicii au avut parte de mâncare pe alese, dar și de muzică de calitate. Puițică, șolelea, de ce nu pot eu cânta, măi, măi, să mă audă măicuța, că nu sunt în sate la ea, măi, măi. Atracția serii a fost reprezentată de concertul susținut de Maria Ciobanu și fiul său Ionuț Dolănescu. Și pentru tineri au fost surprize. Pentru distracția lor, pe scenă a urcat și Sandra N, iar sărbătoarea dedicată Zilei Comunei Bogați a ținut până târziu în noapte. Dragii mei, vă invit să urmărim acum împreună știrile din sport. FC Argeș și CS Mioveni joacă în Banat, duelurile cu Ripensia și ASU Politehnica au loc sâmbătă. Prima dintre formațiile de fotbal din Argeș care joacă sâmbătă va fi FC Argeș, care va avea meci cu Ripensia Timișoara de la ora 11. Înainte de duel, alvioleții din Pitești au moralul bun, vind după cele 3 puncte la masa verde cu Luceafărul. Apoi, de la ora 17, CS Mioveni joacă la ASU Politehnica Timișoara. În schimb, Mioveniul vine după eșecul usurător 0-4 de acasă cu Pandurii. La aproximativ 2 săptămâni de la reunire, BCMU Pitești se pregătește pentru primele meciuri de verificare. Primul duel va fi chiar astăzi. După o perioadă scurtă petrecută la Pitești, cu antrenamente în sala de basket, dar și pe stadion, și un cantonament la Miercurea Ciuc ce s-a bazat pe pregătirea fizică a jucătorilor, BCMU Pitești va susține primele teste din presezon la cheile Grădiștei. Astfel, echipa lui Hristu Șapera se va duela cu UBT Cluj, campioana întrită a României, urmând ca următoarea partidă să aibă loc cu BC CSU Sibiu. Iată lotul pe care Hristu Șapera îl are la dispoziție pentru aceste prime jocuri amicale. Porter trup: Andrei Agafonov, Aco Costoschi, Laszlo Lazar, Vlad Corpodeanu, Lucian Chirov, Marius Ciotlăuș, Adrian Oprea, Mihai Căprărescu, Dragoș Onea și Sabin Cârstoveanu. Domnilor, domnilor, acesta a fost Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată cu informații. Noi vă aștept la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine! La revedere!